În această noapte a fost anunțat la serviciul 112 un incendiu la cabana Cheile Buții, din localitatea Câmpului Neag. Aceasta este cea mai veche cabană din partea de vest a Văii Jiului și a fost distrusă în mare parte, dar din fericire nu s-au înregistrat victime omenești. La ora 3 și 16 minute în noaptea de 28 spre 29 iunie a fost anunțat la serviciul 112 un incendiu la cabana Cheile Buții din localitatea Câmpului Neag, cea mai veche din partea de vest a Văii Jiului. 20 de pompieri militari cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă s-au deplasat la fața locului unde incendiul se manifesta generalizat pe toată suprafața cabanei. 4 persoane cazate în acel moment s-au autoevacuat, una dintre acestea fiind transportată la Spitalul Lupeni cu o mașină proprietate personală cu arsuri la membrele inferioare și superioare. Din cauza zonei izolate, fără semnal telefonic, incendiul a fost anunțat din păcate mult prea târziu. Cabana a ars pe o suprafață de 500 de metri pătrați, cauza probabilă fiind un scurt circuit electric. Acțiunea de stingere a fost îngreunată de cantitatea de material lemnos din construcția cabanei, precum și de lipsa apei cu presiune din zonă, cel mai apropiat hidrant fiind la 5 km distanță de focar. Pompierii militari reușind să alimenteze cu apă autospecialele din lacul din apropiere.